Dacă până acum v-am obișnuit ca voxurile Agro TV să fie alcătuite din răspunsurile venite de la oameni ca noi, obișnuiți și plini de griji, în această seară, reporterul nostru special continuă seria întrebărilor puse edililor din mediul rural. Cum era de așteptat, veți afla că problemele primarilor sunt numeroase și diferă de la o regiune la alta. Edilii de la sate, adunați la un eveniment din capitală, au încercat, prin intermediul nostru, să se facă mai bine auziți de către liderii de la București. Principalele probleme pe care le întâmpină, să spunem, un primar de comună, un primar de la sat. Băi de mine, sunt o mulțime de probleme, chiar multe, multe, foarte multe, dar ceea ce e îmbucurător este faptul că, în primul rând, cred că datorită adunărilor generale pe care le ținem an de an la Asociația Comunelor, foarte mulți primari și-au învățat lecția, știu să se uite mai bine în legislație, înțeleg toate fenomenele cu care se confruntă fiecare autoritate locală și rezultatele se văd de la an la an, astfel că atât infrastructura generală, să zicem, sau de bază, drumuri, apă, canal, dar mai ales infrastructura educațională pe care noi punem mare accent în ultima perioadă, s-a îmbunătățit simțitor. În situația Dobrogei, să spunem, de acolo de unde vin eu, sunt terenuri agricole pe suprafețe foarte întinse, drumurile sunt greu accesibile, nu suntem într-o zonă de câmpie și atunci în zona de deal și de semideal avem nevoie de infrastructură agricolă. În zonele foste cooperativizate să se treacă pe posesie. În caz contrar, nu este normal, adică în caz contrar nu se va putea implementa această lege în timp. Credeți că se va găsi o soluție în scurt timp? Iar dacă nu se rezolvă tot în scurt timp această problemă, la ce se ajunge? Se va ajunge la o chestiune mai gravă decât a fost Revoluția din 1907. Primarii, indiferent de la ce partid politic suntem, noi avem obligația, datoria morală, datoria și mai ales datoria patriotică de a nu permite o a doua naționalizare.